Cele mai cunoscute și valoroase genți create vreodată au ajuns la București și vor putea fi văzute în cadrul unei expoziții Art Safari. Bagheta purtată de Carrie Bradshaw, geanta Hermes inspirată de Grace Kelly sau Lady Dior creată pentru prințesa Diana. Au fost aduse de la Victoria and Albert Museum de la Londra și vor fi expuse pentru prima oară publicului românesc. Expoziția prezintă sute de obiecte, inclusiv istorice, de la poșete minuscule ținute în vârful degetului până la cufere vechi de călătorie. Your bag. It's a baguette. Let me have it. I couldn't believe it. După ce Carrie Bradshaw a purtat celebra geantă baguette în filmul Sex and the City, ea a fost vândută în toată lumea în peste 600.000 de exemplare. Ei bine, originalul poate fi văzut la București în cadrul expoziției Bags Inside Out. Este realizată de Fendi, este făcută din niște paiete foarte frumos colorate. Acestea sunt schițele, primele schițe ale genții Baguette de la Fendi, după care a fost produsă celebra geantă. Și nu e doar bagheta lui Kerry. Celebra geantă Hermes, care poartă numele lui Grace Kelly, sau Lady Dior, inspirată de prințesa Diana, pot fi văzute în cadrul expoziției. Se află aici, este vorba de Hermes, modelul Kelly, care atât de frumoasă în sine și elegantă, poate fi asortată la orice ținută. Avem o piesă Dior și vis-a-vis ce vreau să vă arăt este că avem aceeași geantă în categoria de travel. Același model Hermes, dar în varianta transparentă pentru călătorii. Aici avem o piesă foarte drăguță pe care mulți probabil o vor recunoaște. Este un Chanel din 2005. Suntem primii care vedem expoziția și protecțiile de plastic încă sunt lipite de geamurile rafturilor. Curatorii și designerii expoziției, realizată în colaborare cu Victoria and Albert Museum, deschid cu mare grijă cutiile cu gențile valoroase și le analizează în detaliu înainte de a le expune. Totul se desfășoară în condiții de maximă siguranță, pentru că obiectele valorează milioane de euro. Expoziția se va deschide pe data de 29. Este deschisă pentru tot publicul în programul de funcționare normal de muzeu. Biletul este 90 de lei și îi așteptăm pe toți să vină. În cadrul expoziției nu sunt doar genți celebre, ci și istorice. Cufere luxoase cu care doamnele de societate călătoreau în trecut peste ocean sau poșetuțe minuscule din secolul al XVI-lea.